Împletind iarba sacră de Robin Wild-Kimmerer. În carte putem găsi înțelepciune indigenă, cunoaștere științifică și învățături primite direct de la plante, dacă știm cum să le ascultăm, toate în jurul unui mesaj profund etic cu privire la reciprocitatea dintre om și natură, dintre om și pământ, om și animale, om și plante, dar și la recolta onorabilă și la gradul nostru de recunoștință față de toți cei care contribuie la bunăstarea noastră, de toți cei care ne aduc mâncare pe masă, de toți cei care ne încălzesc și numim aici atât ceilalți semenei noștri, cât și toate celelalte ființe alături de care conviețuim și cărora uneori noi, oamenii moderni, uităm să le fim recunoscători și să le mulțumim pentru nenumăratele lor daruri care ne fac viața posibilă și uneori și foarte plăcută. Despre toate acestea ne reamintește Robin Wild-Kimmerer în această carte și vă recomand lectura ei pentru că este atât o carte plăcut de citit, ușor de citit, plină de informații, dar mai ales o carte care ne pune pe gânduri și care ne poate face să devenim mai conștienți de consecințele traiului nostru pe pământ și de cât de mult putem contribui la o lume mai sustenabilă și la o planetă mai sănătoasă.